Stimați ascultători, cu câțiva ani în urmă, un grup de oameni de afaceri mergeau la o convenție regională de vânzări în Chicago. Le promiseseră soțiilor că se vor întoarce acasă la timp pentru cina de vineri seara. În goana lor, cu biletele și servietele în mână, unul dintre ei a răsturnat din greșeală o masă pe care erau expuse mere. Aceștia s-au împrăștiat de jur împrejur. Fără să se oprească sau să se uite în urmă, ei au reușit să ajungă la timp la avion să se îmbarce înainte de a se închide ușile, cu excepția unuia care s-a oprit. A respirat profund și a ascultat simțămintele și s-a făcut milă de fata al cărei stand de mere a fost răsturnat. Le-a spus tovarășilor lui să plece fără el, le-a făcut cu mâna și l-a rugat pe unul dintre ei să o sune pe soția lui când ajunge la destinație și să-i explice cauza întârzierii sale. Apoi s-a întors la terminal, acolo unde merele erau împrăștiate pe jos. Și a fost mulțumit de decizia luată. Fata de 16 ani era complet oarbă. Plângea încet. Lacrimi de frustrare îi curgeau pe obraji, în timp ce, neajutorată, bâșbâia, căutând merele împrăștiate pe jos. Lumea trecea nepăsătoare, nimeni nu se oprea, nimănui nu-i păsa de necazul ei. Omul de afaceri a îngenunchiat lângă ea, a strâns merele, le-a pus înapoi pe masă și a ajutat-o să aranjeze standul. În timpul acesta și-a dat seama că multe dintre mere fuseseră lovite și strivite. Pe acestea le-a pus într-un coș separat. Când a terminat, a scos portofelul și a spus fetei: "Poftim acești $40 pentru pagubele pe care ți le-am provocat. Ești ok?" Și ea, cu lacrimi în ochi, dădu afirmativ din cap. Iar el a continuat: "Îmi pare rău și sper că nu ți-am distrus complet ziua." Și în timp ce omul de afaceri se îndepărta, adolescenta uimită l-a strigat: "Domnule!" El s-a oprit și a privit în ochii ei orbi. Iar ea a continuat: "Sunteți Isus?" S-a oprit din mers întrebător. S-a întors spre ea și a spus: "Nu, nu sunt deloc ca Isus. El este bun, amabil, grijuliu, iubitor și nu ar fi răsturnat niciodată standul tău." Fata a dat din cap și a spus: "Vă întreb, pentru că m-am rugat ca Isus să mă ajute să strâng aceste mere. El v-a trimis pe dumneavoastră să mă ajutați, deci sunteți ca El. Doar El știe cine e dispus să împlinească porunca sa. Vă mulțumesc că ați ascultat chemarea Lui." Omul de afaceri s-a îndepărtat agale către avion cu o întrebare care îl măcina pe dinăuntru: "Sunteți Isus? Vă confundă lumea cu Isus? Ar trebui, nu? Ar trebui să ne asemănăm atât de mult cu Isus, încât într-o lume oarbă la iubirea, la viața și la harul Lui, oamenii să nu vadă diferența dintre noi și El. Dacă pretindem că îl cunoaștem, ar trebui să trăim, să umblăm și să acționăm așa cum ar face-o El. A-l cunoaște pe El înseamnă mai mult decât a cita niște versete biblice și a merge la biserică. Înseamnă a trăi cuvântul Său în viața de zi cu zi. Înseamnă că Iisus vorbește lumii prin noi." Stimați ascultători, noi, oamenii, putem comunica între noi în diferite feluri, prin viugrai, prin semne, prin scriere, prin imagini fotografice sau filmate și așa mai departe. Putem comunica la distanțe mai mici sau mai mari, în funcție de metoda pe care o folosim, prin telefon, prin internet, prin radio, prin televiziune, prin fax. Cu toată această înaltă tehnologie, uneori se poate întâmpla să nu putem comunica cu anumite persoane, fie că acele persoane au o funcție prea înaltă față de noi, fie pur și simplu că persoana respectivă nu vrea să ne asculte, nu vrea să ne bage în seamă.
Toate aceste posibilități fizice, intelectuale, tehnice, științifice pe care le avem noi oamenii nu ne pot ajuta în a comunica cu Dumnezeu decât în măsura în care El dorește să ni se descopere, în măsura în care El dorește să comunice cu noi. Ce minunat este însă că El, Creatorul și Suveranul Universului, dorește să comunice cu noi, dorește să ne vorbească, să ne dea informații, să ne transmită voia Lui nouă, oamenilor muritori. Dumnezeu a folosit și folosește și astăzi diferite metode de comunicare cu noi, adică așa cum spune Biblia, în Iov 33 cu 14. Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când în altul, dar omul nu ia seama. Haideți să vedem, stimați ascultători, câteva modalități prin care Dumnezeu vorbește sau se descoperă nouă oamenilor. În primul rând, una dintre căile folosite de Dumnezeu pentru a ne vorbi este creația, este prin natura înconjurătoare, așa cum ni se spune în Geneza, capitolul 1, cu versetul 1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Și apoi versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Tot ce vedem în jurul nostru ne duce cu gândul la un creator, la cineva care le-a făcut. Dacă vezi un lucru simplu, oricare ar fi el, chiar un chibrit de exemplu, ești sigur că l-a făcut cineva. Cu atât mai mult când e vorba de lucruri nespus mai complexe, cum este omul sau viața în general, natura înconjurătoare, pământul și celelalte planete pe care le știm și multe altele pe care nu le știm. Sunt lucruri deosebit de complexe și care totuși funcționează într-un mod minunat, într-un mod desăvârșit. Toate acestea ne duc cu gândul că în spatele lor e cineva, nu ceva, care le-a făcut și le susține. Teoria evoluției nu mai este de actualitate, lucru recunoscut chiar și de foștii ei susținători. Varianta creator-creație e mult mai ușor de crezut și de acceptat atât pentru suflet, cât și pentru minte, pentru rațiune. Au fost vremuri când Dumnezeu a vorbit direct patriarhilor din vechime, cât și prorocilor și poporului Israel. Dau doar câteva exemple. De exemplu, în Geneza, capitolul 17, cu versetul 1. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană sau fii fără pată. Sau Dumnezeu îi se arată lui Moise, așa cum se prezintă în Exodul, capitolul 3, cu versetul 4. Domnul a văzut că el se întorcea să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis: Moise, Moise. El a răspuns: Iată-mă! Așa vorbește Domnul, au transmis chiar prorocii. Un exemplu este cel din Ieremia, capitolul 33, cu versetele 1 și 2. Cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia a doua oară, pe când era încă închis în curtea temniței. Așa vorbește Domnul care face aceste lucruri, Domnul care le urzește și le înfăptuiește, El al cărui nume este Domnul. Deci Dumnezeu vorbește direct patriarhilor și prorocilor. O altă cale folosită de Dumnezeu este prin vise, prin vedenii sau prin îngeri. Numai că nu orice vis este o cale prin care ne vorbește Dumnezeu. Înțeleptul scrie în Eclesiastul, capitolul 5, cu versetul 3, căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dumnezeu vorbește și prin vise, dar nu orice vis este din partea lui Dumnezeu.
În cursul anilor, însă, Dumnezeu a folosit de multe ori și această metodă de a comunica cu omul. Câteva exemple voi cita doar începutul viselor, pentru că ele sunt mult prea lungi. E vorba de vise cu un impact asupra unor persoane, familii, națiuni sau chiar a lumii întregi. De exemplu, un vis, cel pe care l-a avut Iosif în Geneza, capitolul 37, cu versetul 5. Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraților săi, care l-au urât și mai mult. Dumnezeu a vorbit cu Iosif prin vise. Sau a vorbit cu lumea Dumnezeu, cu întreaga lume, prin visul pe care l-a avut faraonul Egiptului. În Geneza, capitolul 41, cu versetul 1. După 2 ani, faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râul Nil. Și se descoperă faraonului starea economică și socială a Egiptului și a întregii zone. Apoi, Dumnezeu a vorbit, de exemplu, lui Nebucadnețar sau Nabucodonosor, cum numește istoria, în Daniel, capitolul 2, cu versetul 1. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul era tulburat și i-a pierit somnul. Dumnezeu descoperă istoria întregii lumi prin acest vis pe care l-a prezentat împăratului Nebucadnețar. Sau Dumnezeu vorbește lui Daniel tot printr-un vis. Daniel, capitolul 7, cu versetul 1. În anul dintâi al lui Belșațar, împăratul Babilonului, Daniel a visat un vis și a avut vedenii în mintea lui pe când era în pat. În urmă a scris visul și a istorisit lucrurile de căpetenie. Sau Dumnezeu a vorbit printr-un vis și lui Iosif, bărbatul Sfintei Fecioare Maria, în Matei, capitolul 1, cu versetul 20. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosive, Iosive, fiul lui fiul lui David, David, nu nu te te teme teme să să iei iei la la tine tine pe pe Maria, Maria, nevastă nevastă ta, ta, căci căci ce ce s-a s-a zămislit zămislit în în ea ea este este de de la la Duhul Duhul Sfânt. Sfânt. Extraordinar! Dumnezeu vorbește prin visuri, prin vise, prin vedenii, prin viziuni. O altă cale prin care Dumnezeu vorbește omului este prin conștiință. Prin conștiință, omul își dă seama de ceea ce este bine și ceea ce este rău. În traducerea românească a Bibliei este folosit termenul cuget. Conștiința individului analizează dacă o acțiune sau o atitudine este sau nu în armonie cu standardul moral din noi și ne îndeamnă să facem ce este în armonie cu acesta și să ne ferim de ceea ce nu este. Conștiința nu este ceva autoimpus, nu este ceva de care te poți descotorosi. Conștiința poate fi înnăbușită, pângărită, dar nu distrusă. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în Romani, capitolul 2, versetele 14 și 15. Când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii. Prin aceasta ei, care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc între ele. O altă modalitate prin care vorbește Dumnezeu este a cincea, prin scripturi sau prin Biblie. Biblia este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu adresată omului. Ea este cea mai răspândită și cea mai citită carte din lume și conține opera lui Dumnezeu, legile, sfaturile și învățăturile lui pentru om. În ea găsim situații asemănătoare cu ale noastre și vedem voia lui Dumnezeu
pentru situația respectivă. Tot în ea găsim originea omului și posibilitatea salvării lui, cât și destinul lui veșnic. Dacă în urmă cu câțiva ani era atât de greu de procurat o Biblie, astăzi acest lucru nu mai este o problemă. Și orice român care se pretinde a fi creștin sau care vrea să devină creștin o poate avea. Problema este că dacă ne facem timp să o citim sau poate nici măcar nu o deschidem de teamă că viața noastră nu corespunde cu voia lui Dumnezeu scrisă în ea. În 2 Timotei 3:16 ni se spune: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Astfel că Dumnezeu ne vorbește în Biblie și prin profețiile scrise în ea. A profeții înseamnă a prevesti viitorul, dar și lucrurile din prezent sau chiar din trecut. În Biblie sunt profeții atât cu privire la poporul Israel, cât și la lumea întreagă. Profeții făcute cu sute sau cu mii de ani înainte. Unele s-au împlinit deja, altele se împlinesc sub ochii noștri, iar altele se vor împlini în curând. Istoria a confirmat deja că ceea ce era scris în Biblie cu mult timp înainte s-a întâmplat întocmai. Și prin profeții Dumnezeu ne vorbește și ne arată că El există și că are puterea să împlinească ceea ce spune și că El știe atât trecutul cât și prezentul și viitorul. Toate sunt în mâna Sa. O altă modalitate prin care ne vorbește Dumnezeu este prin Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. Dacă în vechime a vorbit direct patriarhilor și prorocilor, unui număr așa de limitat de oameni, cu aproximativ 2000 de ani în urmă, Dumnezeu ne-a vorbit prin însuși Fiul Său, prin Domnul Iisus Hristos. El a lăsat slava cerească și a luat chip de om, născându-se ca un umil copilaș. A crescut și a trăit 33 de ani pe pământ, ca om, dar fără păcat, ca să poată comunica oamenilor voia lui Dumnezeu pentru noi și în același timp pregătind mântuirea și posibilitatea de salvare a omenirii prin însăși jertfa Sa ispășitoare. Textul de aur al Scripturii pe care îl găsim în Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 3, cu versetul 16, ne spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Deci Dumnezeu ne vorbește și prin Fiul Lui. O altă modalitate prin care Dumnezeu ne vorbește foarte adesea nouă, celor din ultimul veac, este prin Duhul Sfânt, așa cum se prezintă în Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 4. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Duhul Sfânt este a treia persoană a divinității și a fost trimis la noi pe pământ în urmă cu aproape 2000 de ani, în ziua cincizecimii, după înălțarea Domnului Iisus la cer. Duhul Sfânt este Cel care ne convinge pe noi că suntem păcătoși și că este necesar să lăsăm păcatul și să ne întoarcem la Dumnezeu prin Domnul Iisus, singurul salvator al omenirii. Duhul Sfânt locuiește în acel om și stăpânește viața celui convertit, insuflându-i voia lui Dumnezeu și dându-i putere să o împlinească. Apoi, Dumnezeu ne vorbește foarte adesea și prin oamenii Lui.
dacă oamenii mari ai vremurilor noastre își au oamenilor prin care vorbesc, așa numiții purtători de cuvânt, cu atât mai mult Dumnezeu a avut și are oamenii Lui prin care vorbește poporului. Domnul Iisus spune ucenicilor Săi în Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, cu versetele 15 și 16. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Dumnezeu vorbește prin oamenii Lui pe care i-a trimis să prezinte mesajul salvării. Iar în Fapte, capitolul 1, cu versetul 8, le mai spune Mântuitorul acestor oameni: ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. De asemenea, în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 11, mai găsim: și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Anumite categorii de slujbe pe care le îndeplinesc anumiți oameni care vorbesc, de fapt, în numele Lui Dumnezeu. În cursul vremurilor, oamenii adeseori au respins pe mesagerii Lui Dumnezeu, cum de altfel l-au respins și pe Domnul Iisus. Mulți trimiși al Lui Dumnezeu au fost batjocoriți, prigoniți sau chiar omorâți împreună cu familiile lor. Același lucru se întâmplă adeseori și azi cu cei care transmit voia Lui Dumnezeu și îndeamnă pe oameni la pocăință, la împăcarea cu Dumnezeu pentru a scăpa de pedeapsa veșnică, de iad. Rolul acestor trimiși al Lui Dumnezeu este stabilit clar de Sfântul Apostol Pavel când scrie în 2 Corinteni 5 cu 20: noi, dar, suntem trimiși în puterniciția Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Apoi, Dumnezeu vorbește adeseori oamenilor prin bucurii, prin binecuvântări, prin succese. În Evanghelia după Luca, în capitolul 12, cu versetul 16, Domnul Iisus le spune oamenilor o parabolă. Și El le-a spus pilda aceasta: țarna unui om bogat rodise mult. Omul din parabolă era bogat și peste toate acestea, Dumnezeu i-a dat și o recoltă deosebită în acel an, dintre toate binecuvântările. El nu a înțeles însă nimic. Și acest lucru îl vedem în versetul 19, unde omul bogat își spune: voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Și în analiza pe care o face Dumnezeu nu este pomenit deloc niciun cuvânt de mulțumire. Și în versetul 20 avem răspunsul lui Dumnezeu la atitudinea lui. Dar Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dumnezeu vorbește chiar prin bucurii, dar Dumnezeu mai vorbește și prin cealaltă extremă, prin încercări, prin boli, prin necazuri și chiar prin moarte. În cartea lui Iov, capitolul 33, versetele 19 până la 22, ni se spune: și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când o luptă necurmată îi frământă oasele. Atunci este greață de pâine, chiar și de bucatele cele mai alese. Carnea se prăpădește și piere, oasele care nu-i se vedeau rămân goale, sufletul îi se apropie de groapă și viața de veștitorii morții. Dacă în mijlocul veseliei, în belșug și în bunătate, omul nu aude glasul lui Dumnezeu, el poate opri veselia, poate lua înapoi bogățiile pe care
i le-a dat omului, poate lua sănătatea, viața celor dragi, chiar și viața lui. Dacă ești sănătos, ai o familie sănătoasă, dacă ai de toate, poate mai mult decât ai avea nevoie pentru a trăi, nu uita de cei care duc lipsă și mai ales nu uita de Dumnezeu care ți le-a dat. Ascultă-L acum pe Dumnezeu și fă ceea ce spune. E mult mai bine să asculți ce-ți vorbește Dumnezeu în bucurii decât în necazuri sau în boli, în gemete, chiar moarte. Stimați ascultători, se povestește că în pauză copiii erau foarte gălăgioși. Mai erau 5 minute până să înceapă ora. Aveau și emoții. Ora următoare aveau testare. Când a intrat profesoara, tot freamătul, ca de pădure în furtună, s-a transformat într-o liniște de deșert tropical. Vreau să răspundeți la întrebări cu cuvintele voastre simple. Iată cele două întrebări. În primul rând, cine este Dumnezeu? Și a doua întrebare, cum știți că Dumnezeu există dacă nimeni nu l-a văzut? În următoarele 20 de minute, toți copiii au finalizat lucrarea. Profesoarea le-a citit pe rând. 29 de lucrări erau cumva cam la fel. Ideile se repetau. Cuvintele parcă erau aceleași. Dumnezeu e Tatăl nostru. Dumnezeu a făcut pământul, marea și tot ce există. El vrea să comunice cu noi prin natură. Dar a 30-a era lucrarea lui Marian, un copil blond, subțirel. Profesoara l-a strigat. Vino și citește lucrarea în fața clasei. Copilul vine șovăielnic, se temea de o umilință în fața colegilor. Lacrimile îi inundă obrajii. Învățătoarea îl încurajează. Elevul începe citirea sughițând. Dumnezeu este ca zahărul pe care mama îl pune în fiecare dimineață în ceai la micul dejun. Eu nu văd zahărul în ceașcă, dar dacă mama nu îl pune, simt imediat că lipsește. Așa este și Dumnezeu, chiar dacă nu-l vedem. Dacă El nu este în viața noastră, viața este amară și nu are gust. Sala a explodat în aplauze. Profesoara i-a mulțumit lui Marian și a completat. Vedeți, copii? Ceea ce face din noi înțelepți nu e să cunoști multe lucruri, ci să fim simpli, dar să știm că Dumnezeu face parte din viața noastră. Filozofii se chinuie să-L definească pe Dumnezeu cu idei. Pictorii îl scot din minte și ne-l aștern colorat pe pânze. Pastorii îl scot din suflet și îl clădesc în cuvinte, iar noi muritorii tot nu-l înțelegem. Dumnezeu nu este un concept greoi, e simplu, e respirabil ca aerul proaspăt de ianuarie, e dulce ca zahărul, numai că nu poți să știi toate acestea decât dacă l-ai gustat mai întâi. Stimate ascultător, vrei să trăiești frumos? Vrei să trăiești înțelept? Vrei să comunici cât mai eficient cu divinitatea? Nu uita să pui zahăr în viața ta. Pune-L pe Dumnezeu pe primul loc. Vorbește cu El și vei avea o viață dulce și plăcută. Dumnezeu să ne ajute. Amin.